Mica Unire a fost marcată oficial astăzi la Palatul Administrativ din Baia Mare printr-o scurtă manifestare artistică la care au participat autoritățile, reprezentanții instituțiilor deconcentrate din municipiu, cadre militare active și cadre în rezervă și retragere, dar și veterani de război. 24 ianuarie 1859, denumită în istoriografie Mica Unire, reprezintă unificarea vechilor state românești, Moldova și Țara Românească, prin dubla alegere a domnitorului român Alexandru Ioan Cruză. Contextul european favorabil, creat de desfășurarea războiului Crimeii, la sfârșitul căruia, prin tratatul de la Paris din 1856, principatele române au obținut cu ajutorul marilor puteri independența față de Rusia și Imperiul Otoman, a fost speculat de politicienii moldoveni și munteni. Sub conducerea lui Alexandru Ioan Cruza, principatele române, Moldova și Țara Românească s-au unit sub țelul construirii unui stat puternic și modern. Ziua de astăzi, când se împlinesc 161 de ani de la momentul de mare sărbătoare pentru națiunea română, reprezintă un bun prilej să reflectăm la semnificația Unirii și la încercările care au făcut posibil idealul unității naționale românești. Cu 160 de ani în urmă, românii de pe cele două maluri ale Vilcovului sărbătoreau împreună, îndeplinirea unui ideal drag al generației pașoptiste, și anume unirea Moldovei cu Țara Românească. Mica Unire, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapă în crearea statului unitar român, desăvârșită la 1 decembrie 1918, când a avut loc și unirea cu Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș. Ce poate fi mai frumos pentru națiune decât consensul în jurul unui obiectiv vizionar, al cărui împlinire avea să deschide calea către un stat modern, suveran și independent? Participanții au asistat și la un scurt moment artistic. Manifestările de la Palatul Administrativ din Baia Mare s-au încheiat cu o horă a Unirii.